Salutare tuturor fraților și bine v-am regăsit! Sunt aici alături de prietena mea Ana, iar astăzi Ana, suntem pe bani. Nu înțeleg ce se întâmplă, dar aparent stăm efectiv pe bani. Iar astăzi va trebui să facem cât mai mulți bani posibil, pentru că în spatele tău se află un mega magazin unde putem cumpăra insule, Ana. Efectiv, noi cu banii ăștia o să cumpărăm alte insule și o să vedem o insulă de 1 dolar, de 10 dolari și așa mai departe, până la o insulă care costă super mulți bani. Așa că, fraților, Luca, da, Ana, ce vrei să-mi spui? Pot să zic ceva? Pot să-mi spui ce... Da... Asta e atât de clasic, Ana, încât nici măcar nu mă mai deranjează, pentru că de fiecare dată face chestia asta. Bă, mereu trebuie să fac... Ok, nu mai zic nimic. Avem și niște blocuri ajutătoare, Ana, ca să nu ne stăm 10 oameni pe un singur bloc. Putem sta așa și va trebui să spargem acest bloc de bani și mi-a dat un bloc și... A mai dat un bloc, dar nu contează, pentru că la un moment dat o să dea și bani și noi trebuie să strângem banii aia, să mergem la magazin, să cumpărăm toate insulele alea, să vedem care e faza cu ele. Și ideea este, în principiu, să cumpărăm toate insulele, să vedem dacă putem. Dacă nu putem, o să mă supăr rău de tot, dar eu cred că o să putem, Ana. Luca, uite, ia uite-o pe Ana, bă, are bani, câți bani ai acolo? Mama, Ana e gen bogată sau ceva de genul. Ok, Ana, hai să vedem. 8 lei are. Băi, ești nebun, mamă, vezi că 8 lei, 2 lei poți să-ți cumperi multe chestii. 9 lei, ok, toate chestiile se duc la Ana și eu iau 3 blocuri, ești nebun, 12 lei. Ok, știi ceva, tu mai spargi acolo, Ana, că eu vreau să încep să facem aici un drum. Bine că am nisip, mă ajută foarte mult nisipul. Adică uitați-vă și voi, am făcut un pod de nota 10 cu nisipul ăla. Ok, Ana, hai să vedem câți bani putem sparge dacă spargem aici un minut, să spunem. O să stăm aici vreun minut să spargem la ăsta non-stop, să vedem câți bani putem strânge. Și după aceea o să mergem și la magazin. 24 deja? Bă, tu ești bogată, du-te încolo. Nu cred așa ceva, Ana. Deci tu faci mișto, frate. Nu cred că ai atât de mulți bani și eu n-am niciun ban. Bă, măcar... Era în fața mea și mi-ai luat, dă și mie un leu măcar, vreau să-l țin în mână, mulțumesc, dă-te, lasă-mă, dă-mi-l și mie, uite-te și tu cum stă cu toți banii, dă-mi că am muncit amândoi cot la cot, ia uite, uite câți bani are, uite câți bani are și ea înapoi, bă, du-te bă de aici să iau și eu banii ăștia, bă, ce faci, păi îmi luai banii înapoi, trebuia și eu să iau banii, cumva, ok, avem 8 lei, am și 8 lei, gata, Ana, nu poți să te mai dai mare că numai tu ai bani, ia Luca, mă, mi-a dat toți banii, ești nebun. 33 de lei, bă, suntem gen bogați rău de tot, ok. Hai să spargem aici, Ana, și să facem și... Ia mai fă, bă, și tu pod, ia du-te în partea elaltă, ia... Bă, nu încolo se face, a, vrei să faci din aia așa, ok. Bun, cream că te apuci să faci pod încolo, nu știu ce se întâmplă. Ok, stai că am și eu din astea, dacă te ajută cu ceva. Bine, am pus pe ăsta, l-am pus foarte strategic aici, m-am gândit foarte mult înainte să pun blocul ăsta, ca să știi și tu. Ok, ia Ana de aici, uite, îți dau toate blocurile mele, ți-am dat și nisip dacă vrei. Și eu o să sparg aici și vedem câți bani facem și vedem cât costă insulele alea, pentru că nu știu, știu că este o insulă care ar trebui să coste un dolar. Deci dacă merge cu un leu gen, adică un leu, că noi suntem români, avem dolari, o să mergem și o să cumpărăm o insulă cu un leu. Luca, am făcut, ce-ai făcut? O greșeală? Mamă, ce greșeală ai făcut? Nu-mi spune. Doamne, ce-ai făcut, Ana? 40 de bețe! Ana putea să facă... Doamne, ferește, ia-mă aici, ia blocuri de construit. Ana a făcut 40 de bețe, nu mai zic nimic. Ia-ți bețele înapoi, că n-am ce face cu ele. Ok, o să mă duc acum să mai sparg aici până vine Ana de la poduri și construcții și ce face acolo. Și după aia revenim să vedem și ce prețuri au insulele aia, sunt eu curios. Fraților, deci Ana a terminat podul și mi-am dat seama de o chestie. Eu și Ana aveam sunetul oprit până acum, pentru că am jucat o mapă unde avea o piesă non-stop și ne nebulea de cap. Bă, Ana, fii atentă cum se aude ăsta când îl spargi. Ia, fii atentă. Ia. Ia, auzi. Bă, ești nebun. Bă, ce tare, deci nu știam chestia asta. Efectiv, noi nu am avut sunet până acum și nu ne-am dat seama, dar ești vechere rău de tot chestia asta. Bun, Ana, hai să mergem acum, pentru că avem o groază de bani și vreau să văd ce putem cumpăra de 38 de lei. Bă, tu îți dai seama cât te faci cu 38 de lei? Deci, fraților, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă ați ajuns până la momentul acesta. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă v-aș da acum, aș veni la voi și aș zice, luați bă 38 de lei aici, de la mine pentru voi, da? Vă dau 38 de lei, ce faceți primul lucru cu 38 de lei? Luați de aici 40 de bețe. Doamne ferește, uite-o pana ce a făcut aici bețe. Și nu uitați, fraților, că pe primul link din descriere aveți și merch-ul nostru lucaluc.ro, unde avem modele foarte șmechere cu Ana. Uitați-o, unde? Uitați-o pe Ana aici și aici sunt eu, fraților, și sunt eu și Ana pe tricou, ok? Bă, Ana, tu nu mă vezi că eu uite ce aruncă cu banii. Ia de mă încoace, 44 de lei. Ok, ia shopkeeper. Ia zi, frate, mamă, i-am dat direct toți banii mei, stai mă așa. Ia,
Noob Island Key, deci este o insulă de $1, o insulă de 10, 20, 40, what money bag și 5 money bag, bang, ok, deci ce facem cu astea, stai așa un pic, stai că mai sunt din ăștia, deci un money bag înseamnă un stack de money, wow, ok, deci ultima insulă costă 5 stack-uri de bani, cum ar veni, că ăsta e money bag care înseamnă gen un stack de bani și ăsta e bank island key. Wow, deci mergem la bancă, putem să avem așa. Îți vând și eu ceva. Bă, ce faci, banai? Bă, tu n-ai voie să fii acolo, tu nu vinzi nimic. Ia pleacă, ești NPC, ce ești? Ia și putem cumpăra și chestii gen obsidian, ender pearl, flint and steel și să spawnăm animale. Ok, nu ne interesează acum. Uite, sunt aici, Luca, fă-mi poză. YouTube-ana. Bă, ești nebun, ce fundal șmecher. Ba, deși ai Antana, dacă nu pui poza asta pe Instagram, e degeaba. Deci eu îți fac cea mai bună poză acum. Deci chiar n-ai ce spune, trebuie să o pui neapărat. Nu, fii atentă, Ana, stai așa. Deci, Ana, în secunda de față am scos webcam-ul și lumea poate să facă screenshot. Vreau să puneți pe Instagram și să-i dați tag Anei și să o pună și ea pe Instagram. E prea troll, uitați-vă cum arată. Deci, efectiv, am scos totul pe ecran, numai pe Ana o vedeți aici. Bă, e șmecher fundalul ăsta, n-am ce spune. Ok, acum lăsând Caterinca la o parte, hai să vedem, Ana, ce putem cumpăra. Deci, în primul rând, vreau să dau $1 și să iau această insulă de noob. O să mergem imediat și pe ele să vedem care este faza cu ele. Și după aceea mai avem insula de Cute Island. Ok, deci e o insulă cute, e o insulă drăguță. Și mai avem insula de fermă, Farm Island. Ok, deci avem 3 cheițe aici. Unde putem merge cu ele? Luca, mă sperie ceva. Ce te mai sperie, Ana? Ce te sperie pe tine? Ce faci aici? Ce, calul ăla din spate? Hai aici. Ce vrei să-mi arăți? Ce vrei să-mi arăți? Calul ăla, nu auzi? Nu aud nimic. Dar văd un cal în spate aici, care pe mine mă cam sperie. Pleacă calule de aici. Oh! Acum am auzit și eu. Bă, ce m-a speriat. M-a speriat dintr-o dată așa că mi-a... Doamne. End portal. Wow, deci insula de bancă features end portal, adică are end portal. Ok, asta e tare. Mamă, dar fii atent că fiecare are ceva. Or one block. Wow, ok, ce tare. Farm island-ul ce are? Farm one block. Ok. Ăsta ce are aici? The nether. Nether portal. Ăsta de noob n-are nimic. Și ăsta de cute island n-are nimic. Hai, vină cu acela asta de noob, Ana. Hai să mergem la asta de noob. Să vedem care este faza. Deci, wow, cum s-a auzit când am intrat aici. Deci, fii atent, Ana, te las pe tine, că tu ești noobul dintre noi doi. Ți-am dat cheia noobilor. Hai, deschide poarta aici și... n-avem blocuri, nu știu ce. Ok, avem blocuri, nu e nicio problemă, stai așa că am eu blocuri, nu te panica. Eu aveam mai mulți bănuți, nu aveai bătut nimic, am muncit împreună, Ana, sunt banii noștri, bine meritați că am spart acolo la blocul ăla de n-am știut de noi. Ok, facem și noi aici un pod foarte, foarte bine făcut și foarte stabil, uite, gen așa de stabil. Ok, punem asta aici și ce avem aici? Wow, un mare schem, dacă mă întreb pe mine. Ce mă asta? Ce? What? E din aia de bucătărie. Ia pressure plate și uite care textură din asta. Zici că e mâncare aici. Lol, ce tare arată. Ok, arată interesant. Bă, e o insulă de noob, adică nu prea găsești nimic. E doar o casă. E o casă destul de bună pentru un noob, dacă mă întreb pe mine. Adică arată destul de drăguț. Ok, hai să mergem la următoarea insulă, Ana. Hai să lăsăm insula asta, pentru că insula asta este cam țeapă, că nu este nimic aici. Și vreau și eu înapoi aici. Hai, bă, vină cu orice, că mai avem două chei. Unde pleci? Uite, Pana, pleacă, ești nebun. Păi stai mă așa, că vreau să vedem și cute Island, vino încoace înapoi. Wow, Cute Island. Pa, asta am deschis-o eu din prima. Unde, mă, Ana? Mana, tu unde ești? Uite, s-a pierdut pe drum. Ok, acum eu nu prea mai am blocuri, nu știu cum să zic. Mai am foarte puține blocuri, dar cred că ne ajung. Mai punem încă două aici. Ia, ne ajung sau nu? Bă, cred că ne-au ajuns, ești de bun, ia uite. Eu venim aici, bă, chiar e drăguță insula asta. Deci asta e Cute Island. Bă, da, e țeapă, arată la fel, ești nebun. Bă, ce mă asta? Nu pot să cred, e la fel. Wow, ok, nu mai zic nimic, Ana, eu am plecat de aici. E o țeapă mondială, am mai și căzut în voi. E mai drăguț asta. Da, dar nu-ți dă nimic, adică arată la fel interiorul, e fix la fel. Ia uite, bă, am mai și murit în void. Bă, așa ceva. Haide, Ana, vină încoace că mai avem încă o insulă la dispoziție. Cute Island, am bifat-o, Noob Island, am bifat-o. Și acum mai avem Farm Island. Hai să vedem insula de fermă. Și v-am spus, fraților, vrem să facem toate insulele în clipul ăsta, dacă se poate. Dacă nu se poate, aia este, noi măcar încercăm.
Hai să vedem insula de fermă, Ana. Ia uite, s-a dus direct. Doamne ferește. Bă, dar nu mai avem blocuri. Oh my god, n-avem blocuri. N-avem cum să ajungem acolo. Ana, vino cu acei, că te aștept. Vino cu acei cu blocuri. Ok, fraților, deci eu și Ana am fost și am mai spart câteva blocuri de bani sau bani sau cum vreți voi să le spuneți. Și acum avem și blocuri, am mai făcut și niște bănuți, cred că deja avem pentru următoarea insulă, ești nebun? Și unde, deci, ia, ăsta e mă blocul, Ana, ăsta e blocul. Fii atentă că ăsta e blocul de fermă de care ni s-a spus. Wow, și aici îți dă apă și cum sparge apa? Trebuie să pui bloc peste. Aici, păi, ai un one block de fermă, cum ar veni, și aici, gen, o să ai chestii legate de fermă care poate să-ți vină. Gen, apă, aparent. Deci, iar e enervant asta cu apa, nu știu cum ar trebui să... Cum ar trebui să spargem apa asta? Trebuie să pui bloc peste ea, ok. Am cartof luca, păi da, îți dă mâncare, aparent. Da, e interesant, sică insula asta. Măcar e altceva, frate, măcar e altceva. Ok, am mai găsit aici, gen, din asta să ne facem pâine, dar nu prea ne trebuie nouă, sincer, mâncare. Ok, deci asta este insula de fermă, Ana. Hai să mergem, pentru că mai avem ceva de văzut. Vino cu aceea, hai înapoi. Avem acum bani, pentru că am mai stat și am mai farmat un pic. Avem bani și de următoarea insulă, după aia de fermă. Avem bani pentru Mining Island. Asta este insula de mineri, de minat, cum vrei tu să-i spui. Ia să vedem, unde e Mining Island? Uite, aici este. Păi și târnăcop, păi, n-avem, nu știu, da, ne-ar trebui, sincer, dar o să păstrez lemnul și facem acum. Haide, dă-i cu blocurile, haide, Ana, hai, ia uite ce pune, bă, Ana, hai că te ajut eu, haide, vină încoace, bă, ce faci? Păi te-am oprit să mergi mai repede, hai, bă, Ana, faci mișto de mine, vină încoace, hai că te-am adus aici, bun. Deci, hai să vedem, punem repede un crafting aici, stai așa să fac și un crafting, trebuie să ne facem repede un târnăcop ca să testăm această insulă. A, dar stai, liniștiți că a făcut Ana destule din astea. Avem la bețe de... Nu ducem lipsă de bețe. Ok, hai să vedem. Deci, avem aici blocul. Avem aici... ok. Da, nu prea merge cu ăsta de stăună. Nu prea merge treaba. Bun, deci trebuie să facem... Mamă, trebuie să luăm iron, să-l prăjim. Bă, dar e cam... Nu prea are rost, sincer, să facem chestia asta. Adică e interesant insula și așa. Dar bețelul că ia, Ana, bețe aici. Fraților, și asta a fost insula de 40 de lei. Vreau să spuneți în comentarii care a fost preferata voastră până acum și care o să fie până la final. Hai să mergem la următoarea insulă, care nu avem bani. Deci încă nu avem bani de insula următoare, dar o să vedem de 50, nu, cred că de 64. Pentru că dacă mergem la ăsta, da, deci ne trebuie un stack de bani ca să luăm un bag of money, să luăm Nether Island-ul și după aia e Bank Island-ul. Noi vrem să facem Bank Island-ul. O să mergem și o să farmăm foarte mulți bănuți acum și o să revenim după ce o să avem probabil ultimele două insule, pentru că n-are rost, gen, să mergem la o insulă după aia iar să spargem. Cred că mai bine spargem acum. Ia uite cum arată când spargi banii. Deci chiar e super bine făcut această hartă și chiar îmi place rău de tot. Haideți să vedem ce insule o să fie la final. Revenim după ce mai spargem la blocul ăsta până ne plictisim și înnebunim sau ceva de genul. Fraților, cam acesta este rezultatul după ce am spart aici de am înnebunit. Într-un final am făcut și noi 6 stack-uri de bani, Ana, gata, lasă-mă că nu mai vreau să aud sunetul ăsta, deci înnebunez dacă mai aud, am auzit sunetul ăsta de mi-a venit rău, n-avea nici cel mai mic sens să le spargem pe clip, să vă arătăm și vouă că am înnebunit efectiv și doar spărgeam un bloc la infinit și așa, am zis că vă arătăm la început cum funcționează treaba și acum doar vă arătăm gen când cumpărăm chestiile și așa, cream că adorm cu sunetul ăla, mamă, tu adorm cu sunetul banilor, i-a auzit-o pe Ana, e bogată, gen. Și acum putem să traduim bănuții pentru aceste baguri cu bani, fii atent aici. 6 am. Fii atent. Și acum venim aici și spunem: "Bă, Gigele, ia dă-mă și mie o cheie din asta în primul rând și o cheie din asta. Ia uite, Bank Island și Nether Key." Deci avem și Bank Island Key și Nether Island Key și ție-ți dau, Ana, Nether Island Key. Uite, tu poți să ne prezinți această următoare insulă care ne spune că ne dă, nu aici, aici, ne spune că ne dă un Nether Portal. Hai să vedem, Ana. Am uitat, bă, blocurile, da, am uitat să luăm blocuri, asta vă și să zic. Iar nu o să avem blocuri, noi le-am lăsat pe toate în chest, că am zis că vrem să vă arătăm ce am farmat și le-am uitat acolo, ok.
Haide, Ana, poți pune cheia să deschizi poarta spre Nether. 3, 2, 1 și let's go! Wow, ok. Bă, dar e țeapă. Ne spunea că, ci că vine și cu portal de Nether și portalul de Nether e, nu e terminat. Adică ce țeapă e asta? E o țeapă mondială, mă, ce era să cadă aici. Bă, ok. Bun. Bă, trebuie să ne luăm. Bă, ok, la insula asta o să dau nota 2 din 10. Nu știu cum să spun, Ana, dar efectiv ne-a spus că vine cu portal de Nether și nu avem cu niciun portal, avem cu un pic din portal și restul trebuie să cumpărăm noi blocurile. Nu știu ce să zic, asta mi se pare cam țeapă. Și altundeva pe insulă nu prea mai avem gen unde să mergem sau ce să facem. Uitați-vă și voi, cam asta este insula. E interesant, ia autopa. Bă, Doamne ferește, bă, nu te mai suport, Ana. Ok, deci asta a fost insula noastră de Nether. Ok, dați un like dacă vreți să nu mai jucăm niciodată în viața Anei cu ea, pentru că este enervantă și a căzut și atunci. Doamne ferește. Hai să mergem acum spre insula cea mai șmecheră, care chiar ar trebui să fie ceva, chiar ar trebui să fie ceva de capul ei. Insula de bancă. Mergem la bancă cu insula asta. Mă duc direct. Wow, ok. Bă, ce se întâmplă? Ok, nu se încărca. Asta e tare rău de tot. Ok, ar trebui să fie tare rău de tot. Hai să vedem, fraților, am pregătit aici cheia. 3, 2, 1 și am descris porțile spre bancă. Hai, Ana, du-te că deja ne-ai înnebunit, ne-ai săturat cu construitul tău. Abia construiești și mă arunci de pe hartă, hai. Ia uite ce șmecheră e banca, mamă, nu poți crede ce șmecheră e fără Ana aici la bancă. Wow, e prea tare. Hai, mă, Ana, vino și tu aici. Suntem la bancă și ce facem aici? Ia, mergem să furăm. Mamă, zi-mi că furăm. Ok, nu furăm. Bă, nu ne dă și noi niște bani, ceva, niște blocuri de gol ne-a dat decât, dar nu ne dă bani. Bă, nu știu ce să zic. Interesant, e mișto făcut asta, dar trebuie să batem Ender Dragon-ul aici în teorie, dar nu o să mai stăm noi să-l batem acum, pentru că nu are rost și n-am mai stat să ne facem rost de item și așa. Deci cam asta cred că a fost episodul și cam asta a fost cu blocul de bani. Mi s-a părut șmecheră făcută harta, adică vă spun sincer că o să-mi dau chiar acum kill și venim aici la spawn. Deci chiar mi-a plăcut foarte mult blocul ăsta, așa cum s-a spart și animația, are și un sunet drăguț când îl spargi, ne dă niște blocuri random. Am făcut destul de mult tișor bani, acum mai avem doar 2 lei pentru că am cumpărat toate insulele. Spuneți în comentarii care a fost insula voastră care vi se pare că a meritat banii, pentru că, bă, nu știu ce să zic, Bank Island ăla, bă, am zis și eu că ne dă niște bani, ceva, așa era frumos, gen, să ne dea acolo un bloc de bani care chiar să ne dea mai mulți bani, de exemplu, sau nu știu, ceva de genul, dar, din păcate, ne-a dat doar portalul Sprint, care nu, cu care nu prea putem face prea multe. Asta a fost eu, burgerul vostru pe frat, asta a fost și Ana, pleacă, bă, odată mori, pleacă de aici. Și v-am pupat, ne auzim și noi pe data viitoare, pa, pa!